Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Săptămâna Patimilor începe în Biserica Romano-Catolică cu trei evenimente marcante: Duminica Floriilor, Ziua Tineretului și ceremonia de primire a Giulgiului din Torino. Cum se vor desfășura aceste momente și care este semnificația lor, discutăm acum cu invitatul nostru, Părintele Cornel Cadar, consilier Episcopia Romano-Catolică de Iași. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit! Iată că se apropie Duminica Floriilor. Anul acesta este o sărbătoare comună cu Biserica Ortodoxă. Ce ne reamintește această sărbătoare? Într-adevăr, este o bucurie că sărbătoarea e în comun, pentru că sărbătoarea Învierii Domnului este împreună anul acesta. Sărbătoarea Floriilor amintește de ziua când Iisus a intrat în Ierusalim și a fost întâmpinat de tineri și de oameni adulți cu ramuri înverzite, și unii dintre ei și-au scos hainele, le-au așezat în fața lui Iisus și au început să cânte și să strige: Osana fiului David, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. În amintirea acestui moment, în toate bisericile se organizează procesiuni unde oamenii poartă în mâini ramuri înverzite, cântând Mântuitorului. Pentru Mântuitorul începe o săptămână grea, este săptămâna patimilor, săptămâna în care va fi vândut, trădat, săptămâna în care va fi părăsit de către ucenici și în cele din urmă prins, condamnat la moarte, dus spre locul căpățânii, biciuit și acolo avea să moară pe o cruce, bătut în cuie, străpuns cu lancia în coastă, moare iertându-i pe cei care îi fac rău și care îl batjocoresc. Vedem că este o zi în care credința se manifestă cumva vizibil, în mod vizibil, pe străzi, în procesiune, în pelerinaj. Se iese practic din interiorul bisericii ca locație. Biserica își trăiește credința în exterior. De ce această mutare? Dacă vreți, e pentru a ține mai ușor minte ce s-a întâmplat odinioară. Noi ne amintim sau gesturile acestea se păstrează mult în memoria noastră, dar și pentru faptul că Iisus a fost primit, dacă vreți, la porțile Ierusalimului, nu neapărat în templu, ci în afara templului, a fost primit și aclamat de către oameni. Și tocmai în amintirea acestui fapt, oamenii repetă același gest, intră în procesiune în biserică cu ramuri în mâini, undeva la ușa bisericii sau în afara ușii bisericii se proclamă Evanghelia și apoi se intră cântând în biserică cu ramurile care au fost sfințite afară. Aceste ramuri le purtăm și astăzi în mâini, așa cum ați spus, dar sunt niște simboluri. Cum am putea în viața de zi cu zi să îl aclamăm pe Iisus? Sunt simbolurile folosite doar în ziua aceasta, de Duminica Floriilor. În viața de zi cu zi, cum îl aclamăm? Se mai poate transpune acest simbol în viața de zi cu zi? Sau tocmai această semnificație ar trebui să rămână cu noi, să ne însoțească și să ne amintim mereu de această Duminica Floriilor? A ieși în întâmpinarea Domnului nu e pentru Duminica Floriilor. Gestul acesta trebuie să ne facă să înțelegem că noi în fiecare zi trebuie să-L primim pe Mântuitorul și mai ales ceea ce este șocant în Scriptură e că aceiași oameni care au strigat în Duminica Floriilor Osana și care i-au cântat Mântuitorului, aceiași oameni îi întâlnim în Vinerea Mare strigând la moarte cu El. Ori evenimentele acestea pe care le parcurgem în Săptămâna Sfântă au, știu, menirea să ne amintească că noi cumva trebuie să-i cântăm și să rămânem alături de El fără a mai striga prin văgatele noastre la moarte cu El. În același timp, în Biserica Romano-Catolică, în această zi, în Duminica Floriilor, se sărbătorește și Ziua Tineretului. Ce înseamnă această sărbătoare a tinerilor? Este o sărbătoare a tinerilor de pretutindeni sau doar specifică tinerilor catolici? E o sărbătoare la nivel mondial, e proclamată de Biserica Catolică. Sigur că invitația este pentru toți tinerii de a avea o zi specială în care să se orienteze mai mult spre Hristos Iisus. A fost aleasă de către fericitul și în curând Sfântul că va fi ridicat la cinstea altarelor, canonizat în curând, Ioan Paul al II-lea. În 1984 a anunțat-o și în 1988
85 a fost prima zi mondială a tinerilor. Această zi este în Duminica Floriilor, iar odată la 2-3 ani se mută într-o altă zi, de obicei vara, în august, într-o capitală a lumii sau într-un oraș important din lume, unde sunt invitați tineri din toate țările și participă efectiv acolo delegații ale tinerilor de pretutindeni. Numărul este impresionant. Îmi amintesc, de exemplu, că la Manila, acum mai mulți ani, au fost 4 milioane de tineri și acolo au cântat și s-au rugat împreună și au ascultat cuvântul Scripturii. E bine, în Duminica Floriilor este ziua tineretului la nivelul fiecarei parohii. Tinerii se vor întâlni, se vor ruga împreună și vor asculta cuvântul Scripturii împreună. În Iași va fi procesiunea făcută cu tineri, împreună cu tinerii, de la toate parohiile, de la cele două parohii din Iași, respectiv din zona Alexandru, Dacia, și din zona Nicolina. Tinerii vor porni pe jos împreună cu preoții în jurul orei 15:30, se vor adăuga și tinerii din parohiile vecine, adică mai precis Dancu, Tomești și Valea Lupului, în așa fel încât vor ajunge împreună la catedrală, unde vor fi întâmpinați de către Preasfințitul Petru Gherghel. Acolo se vor sfinți ramurile, se va proclama Evanghelia în afara bisericii și apoi împreună vor intra în biserică. Celebrarea din Duminica Floriilor este extrem de bogată. Se proclamă una dintre cele mai lungi evanghelii care se proclamă în timpul de peste an, și anume patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei anul acesta, și se va proclama pe roluri, adică tinerii vor citi, eu știu, rolul mulțimii sau rolul lui Petru sau al oamenilor care apar pe lângă Iisus, iar rolul lui Iisus este făcut de către episcop sau de către unul dintre preoți. Tinerii sunt implicați în celebrare. Implicați în celebrare, implicați în cântare, implicați de asemenea în așa numita rugăciunea credincioșilor, ei proclamă intențiile pentru care doresc să se roage. De asemenea, va fi un mesaj special pentru tineri. Episcopul îi va îndemna, inspirându-se din mesajul Sfântului Părinte, pentru că în fiecare an Sfântul Părinte dă un mesaj special și anul acesta Sfântul Părinte Papa Francisc a dat un mesaj pornind din Evanghelia după Matei, de la capitolul 5 cu fericirile. A luat prima fericire: fericiți cei săraci cu Duhul, cei care se simt dependenți de Dumnezeu, care doresc să se dezgolească pe ei înșiși și în interior, ca să-i facă loc mai mult lui Dumnezeu. E o invitație, dacă vreți, de a ne umple viața mai mult cu Domnul. Din ce perspectivă ar trebui să privească tinerii în ziua de astăzi pentru a se simți fericiți, așa cum îi îndeamnă Sfântul Părinte? Tocmai pornind de la textele din Scriptură, pornind de la cartea aceasta cea mai importantă, eu îmi imaginez că tot mai mulți tineri citesc cartea, că ar fi păcat să tot citim internet, să tot avem Facebook și cont și mulți prieteni pe Facebook și să nu citim cartea cea mai importantă din lume, Sfânta Scriptură. Pornind de la textul Sfintei Scripturi, ei pot să descopere că adevărata fericire nu stă în lucruri trecătoare, nu stă fericirea în a avea sau în a te bucura pentru un moment de anumite lucruri sau evenimente, ci există o fericire care o descoperim, sâmburele îl descoperim în interiorul nostru și ține atunci când ne legăm de Dumnezeu, când îl ascultăm pe Mântuitorul care ne spune să îl urmăm pe El. Dacă vrea cineva să mă urmeze, spune Iisus, își va lua crucea în fiecare zi și va fi după mine. Cât din învățăturile bisericii se pot transpune în mod real în viața de zi cu zi? Mă gândesc la tinerii care termină poate o facultate și nu își găsesc un loc de muncă. Acei tineri cum ar putea să se simtă fericiți dacă ei în momentul același caută un loc de muncă, vor să muncească, nu au unde să muncească și sunt cumva nefericiți din acest motiv? Unde mai este fericirea în acest context? Există o fericire care merge dincolo de necazurile și de durerile din fiecare zi. O fericire care se citește dincolo de lacrimi, pe care o avem în acea relație pe care noi o stabilim cu Mântuitorul.
atunci când realizăm că El a murit pentru noi, pentru păcatele noastre și când ne întoarcem cu fața la El. Oameni care au murit în închisori, care au petrecut 14, 15 ani, 20 de ani în închisoare, care planurile lor au fost năruite, tăiate de către comuniști, de către regimul comunist, nu a fost departe de noi, care mărturisesc că dacă nu l-aveau pe Dumnezeu, nu puteau să meargă mai departe. Fericirea aceasta trebuie să o căutăm. De ce este atât de important parcursul de la parohii spre catedrala din centru pe jos? Ce semnificație are acest pelerinaj? Tocmai așa cum aminteam la început, pelerinajul ăsta ne amintește de mersul lui Iisus, de mersul împreună cu apostolii. Sigur, el la un moment dat ne spune Evanghelia că a încălecat pe un mânz de la intrarea în Ierusalim, dar până acolo a venit pe jos, atunci se mergea pe jos. Mersul acesta, pelerinajul, ne amintește că suntem în drum, suntem călători, că nu avem cetate stătătoare aici, ci că noi mergem spre ceva, spre ce? Că viața cumva nu continuă la nesfârșit, ci că la un moment dat se oprește și noi trecem dincolo. Asta e semnificația pelerinajului, că să ne amintească că suntem călători. Ei, tinerii, mai mult ca oricând își vor aminti duminică că sunt călători. Câți tineri vă așteptați să participe? Din anii trecuți știm că participă sute de tineri. Acum nu știm exact și nu știm nici cum va fi vremea. În funcție de vreme, dacă vremea nu va fi prielnică, totuși acest pelerinaj pe jos va fi făcut? Totuși, sigur, va fi făcut. Tinerii rezistă, ne-au demonstrat-o de atâtea ori, indiferent de vreme, ei participă. Imediat, sau mai exact în timpul ceremoniei slujbei dedicate tinerilor, a spus că va fi și mesajul preasfințitului Petru Gherghel, plecând de la mesajul Sfântului Părinte. În același timp va fi cumva prefațată și ziua tineretului care se va sărbători în acest an la Iași pe 17 mai. Cum vor decurge aceste pregătiri? E o pregătire, dacă vreți, pentru acea zi diecezană de pe 17 mai, când în aceeași zi va fi beatificat sau ridicat la cinstea altarelor episcopul Anton Durcovici și tinerii au fost invitați să participe la această întrunire care va avea loc pe stadion. Vor fi tineri din toată dieceza, din toate parohiile. Noi sperăm să fie de data aceasta câteva mii de tineri care împreună se vor uni cu ceilalți oameni care vor participa la acest eveniment important, amintindu-și tocmai în acea zi când e ridicat la cinstea altarelor Anton Durcovici, că acea credință pe care noi o moștenim a costat enorm, i-au costat pe cei dinaintea noastră viața. Credința nu e ușoară, costă, el are un preț și prețul a fost mare, plătit de către cei dinainte și noi suntem chemați să plătim un preț în fiecare zi. Trebuie să renunțăm la ceva ca să ne îndreptăm spre valorile autentice. Referitor tocmai la aceste valori, cum s-a transformat raportul tinerilor vis-a-vis de toate aceste valori? Trece tineretul din ziua de azi printr-o criză a valorilor? Eu cred că mereu a fost și o criză a valorilor, dar au fost și tineri care au găsit drumul bun și l-au urmat pe Hristos. Și în Evanghelie descoperim tineri care nu l-au urmat pe Hristos și alții care l-au urmat pe el. Ne amintim de un tânăr bogat care a venit înaintea Mântuitorului și l-a întrebat: învățătorule bun, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și după ce are un dialog cu Iisus, Iisus îi spune în cele din urmă, pentru că l-a văzut cu inima legată de bunuri, a zis: mergi, vinde tot ce ai, scapă de bunuri și vină după mine. Și tânărul n-a fost gata să-l urmeze, deși ne spune Evanghelia că l-a îndrăgit și l-a privit cu mult drag pe acel tânăr, dar nu l-a urmat. Un eveniment important în Biserica Catolică din Iași este și ceremonia de primire a copiei după Giulgiul din Torino. Când va avea loc acest eveniment și apoi ce se va întâmpla cu acest Giulgiu? Ce semnifică el mai exact? Sâmbătă după liturghia, de la ora 18:30, mai precis în jurul orei 19:15, va fi inaugurat această copie a Giulgiului de la Torino, dăruită de către un diacon din Germania. Acest diacon a venit în vizită la noi, i-a plăcut foarte mult catedrala din Iași
Și el s-a gândit ce dar aș putea să fac eu catedralei acesteia. Și tocmai i-a venit ideea să vină cu acest Giulgiu. Practic, Giulgiu e o copie, spuneam, a Giulgiului de la Torino, care în același timp e acea pânză care l-a înfășurat pe Mântuitorul în momentul în care a fost pus în mormânt. Și citim în Evanghelie că atunci când ucenicii au mers dis de dimineață, doi, în Duminica Învierii, ca să vadă ce s-a întâmplat la mormânt, au găsit fâșiile de pânză una peste alta și ne spune Evanghelia după Ioan că Ioan a intrat, a văzut, a rămas uimit și a crezut. Ei, tocmai pânza aceea amintește pe de-o parte de suferințele Mântuitorului, pentru că păstrează, dacă vreți, urmele rănilor din coasta lui Iisus sau din mâinile lui sau urmele de la biciuire și în același timp amintește de înviere. Giulgiul acesta, pânza, va sta în catedrală până în Duminica Rusariilor, va fi la dispoziția credincioșilor pentru a vedea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul și apoi va fi dus Giulgiul într-o sală la subsolul catedralei, unde și acolo poate vizita. Vizitarea rămâne deschisă tuturor. Sigur. A fost alături de noi Părintele Cornel Cadar, consilier Episcopia Română-Catolică de Iași. Mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu și sărbători fericite! Dezbaterea zilei a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea. Vă mulțumesc pentru atenție. Weekend liniștit!